mulți poate deja au citit-o, dar cu siguranță și mai mulți au auzit de ea măcar o dată. Ca la orice lucru care ajunge deodată cunoscut, criticii nu întârzie niciodată să apară. Mark Manson, autorul cărții, a fost cunoscut acum destul de mulți ani pe internet drept un pick-up artist. Și acest lucru explică faptul pentru care cartea a avut parte de niște hate, nu putem spune că a avut foarte mult hate. Cartea nu e deloc lungă, are în jur de, nu știu, 200 de pagini, 250 de pagini. Am învățat că secretul este să nu spese de mai mult, să spese de mai puțin și mai exact de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine. Am învățat că ne alegem valorile greșit și ne pasă de lucruri de care în teorie nu ar trebui să ne pese. Și știu, nu trebuie să citești o carte de 200 de pagini ca să înveți aceste două lucruri. Și de aceea vă recomand și vouă să o citiți, pentru că poate eu învăț mai puține, dar tu înveți mai multe, sau invers, n-ai de unde să știi. Am început să conștientizez că social media este doar o iluzie a perfectului absolut, care în realitate nu există. Mai mult ca sigur, de aceea ne pasă și de atât de multe prostii, de multe nimicuri. Și trebuie să ne redefinim lucrurile care contează cu adevărat pentru noi, practic să tragem niște așa zise limite. Cam asta este ceea ce mie mi s-a părut cel mai important din cartea asta. Cu siguranță sunt mult mai multe lucruri importante, dar asta am ales eu pentru mine. Chiar m-am și regăsit în câteva dintre situațiile prezentate în carte la fiecare început de capitol. Dar acum vine întrebarea. Recomand sau nu recomand cartea? Răspunsul este da. Cartea nu este lungă, o termin destul de repede, nu e nici măcar scumpă, am văzut undeva la 25-30 de lei undeva pe net. Deci, sincer, nu văd niciun dezavantaj să citești cartea asta. Acum depinde și ce fel de persoană ești și câți ani ai. Dacă ai între 13 și 25-30 de ani, atunci neapărat trebuie să citești cartea asta, mai ales dacă nu prea ai citit cărți de dezvoltare personală în trecut și ai nevoie de un punct de plecare. În schimb, un lucru, într-adevăr, nu mi-a plăcut la cartea asta, și anume că autorul avea momente, deci avea momente, nu se întâmpla mereu, în care avea niște glume destul de forțate și glume destul de imature. Cel puțin pe mine unul chiar mă enervau și am zis că, băi, dacă voiam să râd, citeam o carte de comedie sau mă uitam la un film de comedie. În niciun caz nu citeam o carte de dezvoltare personală, nu citeam Arta subtilă a nepăsării. Dar mă rog, în fine, am încercat să o percep un pic altfel, mai mult ca pe o nepăsare a autorului față de tiparele obișnuite ale unei cărți de dezvoltare personală. Acum, dacă n-ai citit cartea încă, nu te aștepta să fii gata, cel mai nepăsător om, să nu te mai intereseze de nimic, lumea să te întrebe ce e cu tine, pentru că nu o să se întâmple asta. Din punctul meu de vedere, cartea asta îți oferă o altă perspectivă a vieții și o altă perspectivă a modului în care percepem lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Chiar dacă un lucru este făcut de foarte multă lume, asta nu înseamnă automat că este un lucru rău, dar nici contrariul nu înseamnă automat că este un lucru bun. Fie că e Tată bogat, Tată sărac, fie că e Arta subtilă a nepăsării, fie că e orice altă carte populară, citiți-le și formați-vă singuri părerile. E mult mai benefic să citești tu cartea și să-ți dai tu singur seama că este o prostie, decât să-ți zică altul că este o prostie, iar tu să nu o citești și să nu faci practic nimic. Dacă ați citit cartea, aștept părerile voastre în comentarii. Dacă n-ați citit-o, atunci să o citiți. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Vosen. Pup, toate cele bune. La revedere!